postul mijlocașului central, alături de Ionuț Neagu. Paraschiv, un pivot excelent, Ibec pentru Buș, Oțelul controlează aceste minute. Buș, Buș! Ce gol! Superbă execuția lui Buș! Extraordinar golul marcat de Gălățeni, Buș, o reușită fantastică! Un fotbalist remarcat prima dată de Hagi când juca la Cluj. Laurențiu Buș marchează un gol superb pentru Oțelul Galați, campioana României, golul care se pune pe tabelă. Minunat, minunat acest gol al campioanei. Oțelul Buș l-a fixat pe Martinovici. Sârbul nu a intervenit, trebuia să atace. Ar fi trebuit să o facă mai de mult. Postul internațional de juniori al României a marcat în stilul în care o făcea cu mulți ani în urmă la prima cupă mondială de după Revoluție, Andreas Breme pentru Germania. Într-un stil în care numai fotbaliștii mari o fac. Levi nu înțelege de ce Martinovici n-a atacat.